Bine v-am găsit, prieteni. O să vedem în cele ce urmează cum facem ca să scriem un disc, un CD sau DVD, să scriem fișiere sau să realizăm un CD bootabil folosind o imagine. Programul pe care o să-l folosim se numește DeepBurner și de ce îl prefer eu? Pentru că nu trebuie instalat. Și este foarte ușor de folosit. Căutăm pe Google DeepBurner. DeepBurner. Aceasta este pagina producătorului. Mergem la download, pagina de descărcare. Și avem la download DeepBurner aici. După cum puteți vedea, sunt trei versiuni. Pe aceasta o să o descărcăm, Portable Edition, pentru că nu necesită instalare. Apăsăm aici pe download. Kitul are doar 3 MB. Să-l salvez pe desktop și aștept să se descarce. După descărcare, închid navigatorul web. Acesta este programul arhivat. Eu o să-l dezarhivez folosind 7-Zip. L-am dezarhivat într-un director cu același nume ca și arhiva. Și aplicația pe care o căutăm este aceasta. DeepBurner. Are această iconiță cu un D și un B. Și o să-l deschid.